Începând cu data de 1 martie, la cinematograful Zaran Brad, după o întrerupere de peste 20 de ani, s-au reluat proiecțiile de filme. Administrația locală a investit aproape 7 milioane de lei pentru reabilitarea imobilului construit în anii 30, iar la deschidere, primarul Florin Cazacu spera ca așezământul de cultură să le ofere brădenilor posibilitatea participării la evenimente culturale de înaltă calitate. Dar speranțele primarului au fost spulberate după ce brădenii au transformat sala de cinematograf în coș de gunoi. Putem avea spectacole, filme la cinematograf sau piese de teatru, dacă nu avem educație și civilizație, practic nu avem nimic. Așa arată balconul de la sala de cinematograf după filmul din seara zilei de 10 martie 2023. Este revoltător faptul că încă mai există o asemenea lipsă de educație în rândul unui anumit segment de spectatori. Este necesar să aplicăm măsuri coercitive asupra celor care nu păstrează curățenia în sala de cinematograf, a scris revoltat primarul Florin Cazacu pe pagina sa de socializare.